vizităm turnul din Pisa, mai avem de mers la Cinque Terre și la Portofino. Aseară am fost la meci, ați văzut. Poftim noua achiziție. Ce ai cumpărat? Un bilet foarte scump. La 4 fără 20 avem intrarea în turn. Este turul la organizat. La 4 fără 20? Da. Și ai, sunt 300 de scări de urcat pentru tine, special. Special ca să ne aduc aminte de? De Vatican. Când mi-am dat sufletul. Unde ești tu acum? Nața, de la Cinque Terre. Doar așa poate să fie. Deci unde, unde mergem noi acum? La Desenzano. Ce e acolo? O stațiune de pe lacul di Garda. Suntem la Sirmione. Ne plimbăm cu vaporul. Ne plimbăm cu vaporul. Vezi că trebuie să ștergi lentilul.
Astăzi am venit la Lido Diesel să prindem puțină culoare în excursia noastră. Concediul nostru se termină în 2 zile și vreau să vă spun că am fost și acum câțiva ani, vreo 7 ani, cam așa, 8 ani, că eram în clasa 5-a sau a 6-a și s-au schimbat foarte mult lucrurile pe aici. Da, mi-a fost dor să văd marea din acest loc. Am zis, am mai fost pe aici și a fost fain și atunci. Ideea e că am vrut să mergem și la Veneția, însă am renunțat pentru că am văzut prea multe ori Veneția ca să mai mergem și am hotărât să mergem în altă parte. Am făcut în această săptămână, nu am vorbit cu voi, într-adevăr, însă am făcut de toate, tot ce ne-a trecut cu minte. Am fost și la lac, am fost și pe munte, am fost unde ne-a trecut nouă cu minte și cel mai important, ne-am simțit bine peste tot. Mai avem 2 zile, astăzi suntem la mare, la Lido Diesel, și mâine ne-am gândit să mergem la Muzeul Ferrari și sâmbătă trebuie să plecăm. Da, din păcate, pentru că e luță la lucru. Thank you.
acasă, am ajuns cu bine. Astăzi este deja duminică dimineața, de fapt este chiar prânzul. Și am vrut să incorporez video-ul cu chestii ce ne-am cumpărat din vacanța noastră în acest clip, ca să fie poate și mai lung, m-am gândit. Și pentru că nu aș vrea să fac un clip separat doar cu aceste lucruri. Adică m-am gândit că e mai ok așa din punctul meu de vedere și am zis să filmez ce am cumpărat. Începem cu partea de mâncare și Ikea, pentru că am fost la Ikea. Am vrut să vedem dacă găsim dulapul acela Alex pe care l-am eu, pentru că mai am nevoie de unul. Și l-am găsit, dar era foarte scump, era mult, mult mai scump și atunci am renunțat la el. Dar nu am plecat cu mâna goală. Am cumpărat un set din acesta de caserole, 3. Au fost foarte ieftine de ce le-am cumpărat. Chestii din acestea pentru încălțăminte, asta e pentru Claudiu, pentru pantofii de la cununie. Din acestea de pus pe umeraș ca să țină umerii cum trebuie. Atât am cumpărat de la Ikea. Dar când vine vorba de chestii de mâncare, am cumpărat puțin mai multe. O să încep din partea aceasta. Aici avem o sticlă de Fragolino. Este un vin dulce, mai spumant, pe care l-am cumpărat la insistențele mele. La fel și această cremă de fistic, pentru că am văzut-o în săptămâna italiană la Lidl și m-am gândit că din Italia o să fie mai bună. Ne-am cumpărat pentru noi un vin care a fost puțin mai scump, pentru că vrem să-l lăsăm la păstrat, să îl avem mai târziu, să vedem ce gust are. Ăsta cred că este mai sec și o să-l bea mai mult Claudiu. Avem aici ulei de măsline. În partea aceasta am două vinuri. Bardolino este un vin făcut în acea zonă în care am fost noi și un vin Chardonnay, acesta este sicilian. De aici, astea două sunt pentru cadouri. Am cumpărat paste și ce să vedeți, am cumpărat un kilogram de fusili și un kilogram de spaghete. Astea sunt pentru noi, pentru că erau și mai ieftine decât la noi și pentru că italienii mănâncă paste. De asemenea, am cumpărat și o cutie din aceasta de farfale. Astea le-am cumpărat pentru mama, că mama face o salată foarte bună de paste și îi trebuie neapărat farfale. Am cumpărat cafea din aceasta care va merge la cadouri. Am 3 bucăți pentru 3 persoane. Astea le-am primit de la mama prietenului Claudiu. A vrut să ne dea și nouă ceva și cu siguranță să le folosim pentru că sunt bune, sunt UHT, știam că nu o să se strice și de asemenea le folosim pentru sosuri, fiind smântână pentru sosuri, smântână de gătit. Ce mi-a plăcut foarte mult și ne place dintotdeauna este cafeaua. Ne-am cumpărat, cred că, cea mai scumpă cafea pe care am găsit-o la supermarketul lor, dar am vrut neapărat să fie boabe. Am cumpărat din aceasta pe linii care este pentru expreso. Noi avem expresor. Și am cumpărat și o cutie din aceasta de ton de la Rio, pentru că asta e cea mai bună. Astea am cumpărat de mâncare, vine și niște ciocolată Milka, dar aia nici nu se pune. Astea sunt chestiile pe care le-am cumpărat din Primark, pentru că cei din Italia au Primark, noi nu avem, deci am profitat de ocazie. Claudiu și-a luat niște șosete din acestea pentru sală. Eu mi-am luat, pentru că mi s-a rupt cea pe care o aveam, niște agrăfute din astea de păr mai micuțe și mai mari. Au fost 1,50 euro și uitați cât de multe sunt. Și mi-am luat chestii de genul ăsta pentru că sunt foarte bune pentru părul creț. Nu lasă urme și sunt o tonă de ele și au fost 1,50 euro. Deci cred că sunt 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12 sunt. Deci sunt 12 bucăți din acestea, 1,50 euro. Și pe AliExpress le-am găsit la un preț mult, mult mai mare bucata. Eu mi-am cumpărat cipici din acestea pentru că îi folosesc foarte des. Îi folosesc pentru că atunci când, acum mai ales vara, când port blugi, îmi ridic puțin aici sus pe picior blugul și rămâne partea asta goală. Atunci când îmi iau tenis în picioare nu se vede că am șosete și îmi plac foarte mult. Mi-am cumpărat și un ghiozdănel, ca să vedeți. E așa, crem. Mi-a plăcut foarte mult și este atât de catifeleat, foarte, foarte fain. Este destul de încăpător, l-am folosit deja, intră camera foarte bine, intră multe chestii în el. Pentru că cel negru pe care l-am folosit a început să se uzeze aici jos. Și ultimele lucruri pe care mi le-am luat, pentru care o să vă las poze îmbrăcate, dar vreau să vă spun că acelea pe care le-am încercat erau mărimea M și acestea pe care mi le-am luat sunt mărimea S. Mi erau puțin mari acelea pe care le-am încercat. Am odată acest tricou care este cam așa, nu mai are nimic aici jos, este aceeași culoare. Mi-a plăcut mult, mult de tot cum arată și mi-a plăcut că este cu Winnie the Pooh.
Și l-am luat mărimea S, parcă, da, și mai am aici încă un tricou roz pe care scrie All About Good Vibes, tot mărimea S, asta a fost, cred că, 3 euro și cel cu Disney a fost 6, dar asta mi-a plăcut mult de tot, o să vedeți poză. Bun, când vine vorba de produse, aici am avut mai multe cumpărături de făcut, o să încep cu chestiile lui Claudiu. Asta este spumă de barberit de la Proraso. A zis că are nevoie de ea. Asta este, cred că, pastă din aceea de barberi. Nu știu, eu doar vă arăt ce am cumpărat. Acestea sunt lame pe care le-a folosit și a spus că sunt faine și am văzut că arată foarte bine în interior și și-a mai cumpărat un aftershave tot de la ei. Bun, asta și-a cumpărat el doar pentru el, să zicem așa. Mai departe, aici am cumpărat, pentru că a fost interesant, de fapt, mi-a plăcut cum arată, două paste de dinți, una pentru bărbați și una pentru fete, cred, așa s-ar traduce chestiile astea. Asta e pentru bărbați, asta e pentru femei. Nu le-am încercat, nici măcar nu le-am desfăcut, că sunt încă intacte, cutia asta e cam stricată, din păcate. O să vedem ce și cum după ce o terminăm pe cea pe care o avem deschisă. Bun. Acum vin cumpărăturile pentru mine și știu că o să spuneți că sunt cam multe, însă chiar am vrut să încerc produsele de la ei. Avem aici o cremă de la Dove, pentru că mama lui Claudiu a avut așa o cremă de genul ăsta, dar nu în borcanaș, ci în tub, care a mirosit foarte, foarte bine și am vrut să încerc și eu pe aceasta. Un deodorant de la Borotalco, pentru că acestea sunt produse de cei din Italia. Am cumpărat această variantă roz pentru că la noi în țară nu am văzut varianta asta roz și am zis să-mi o cumpăr, să am ceva ce nu am văzut la noi în țară. Mai am aici o spumă de păr de la Pantene. Pe aceasta am cumpărat-o pentru că la noi în țară nu se găsește și a apărut pe grupul celor cu Curly Girl, știți, metoda aceea de spălare, de aranjare a părului, și chiar începe să mi se termine cea pe care o am acum în folosință. Bun, aici am două geluri de duș de la Tesori d'Oriente, sunt produse făcute de cei din Italia, ăsta miroase foarte bine, pe asta, dacă vedeți, l-am desfăcut, abia aștept să-l încerc, și ăsta încă nu l-am desfăcut, dar ăsta era ultimul, de aia l-am luat, am văzut că era foarte cumpărat și ăsta mi s-a părut interesant. Aceste două geluri de duș eu nu le-am văzut încă în țară și sunt... am vrut să încerc chestii pe care nu le găsesc la noi în țară. Bun, știu că Tesori d'Oriente sunt buni, am avut geluri de duș de la ei și de asta le-am cumpărat. Am acum geluri de duș o grămadă, o să vedeți că mi-am mai luat. Da, o să, cum ziceam, o să vedeți în clipul care urmează că mai am geluri de duș pe care mi le-am cumpărat și am deja destul de multe. Vorbind de gel de duș, avem aici de la Spuma din Champinia un gel de duș cu lapte de migdale, care miroase superb, de asta l-am cumpărat, că l-am desfăcut să-l miros. Bineînțeles, mi-am cumpărat și un săpun de mâini. Asta este varianta care îmi place cel mai mult, acesta cu orhidee și ametist. Am încercat și altă variantă, dar asta, la asta am revenit. O să vedeți că mai am un deschis pe care îl folosesc acum. Mi-am cumpărat această loțiune, gel intim, de fapt, de la Dermomed. E super, super fain. Am unul din România, dar ăsta a costat extrem de puțin și de aceea l-am cumpărat de la ei din Italia. Și aici mai am acest set care este cu gel intim și cu, sper că, gel de duș, nu știu exact, că nu-mi dau seama ce scrie, dar o să vedem noi ce o să iasă din acest set. A fost iar așa la fel de, a fost ieftin, de aceea l-am cumpărat și presupun că acum am foarte multe geluri intime și foarte multe geluri de duș și creme, bineînțeles că doar nu puteam să plec fără să iau cremă. Cam astea sunt chestiile pe care le-am cumpărat, pe lângă magnet și am un turn de la Pisa, cam asta am cumpărat noi. Sper că v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă abonați canalului, să-i dați un like videoclipului. Până data viitoare, aveți grijă de voi, vă pup, toate cele bune, pa, pa!